Bună dimineața din Chiang Mai. Asta este prima dimineață aici. Am ajuns ieri dimineață, dar am fost total răb, n-am putut deloc să dorm pe autobuzul din Bangkok. Până aici am făcut 10 ore și n-am putut să dorm deloc. Aerul condiționat era pe 15 grade, 16, 18, nu știu, dar m-a rupt rău de tot. N-am putut, am avut o pătură, dar ce să faci cu pătura? A fost jale rău de tot. Acum ne îndreptăm către un din ăsta de rental pentru scutere. Trebuie să luăm, adică m-am gândit așa că ar trebui să iau pentru 10 zile, dar mă uit mai bine pe calendar ceva, cred că 10 zile. Și vedem cu cât reușim să-l obținem. Până acum cel mai ieftin scooter l-am luat cu 250 de bați din Phuket. Pentru 3 zile l-am luat. A fost cel mai ieftin, după mai prins cu 300-350. Mi se pare că și cu 450, că am luat unul nou, că n-aveau altceva la un moment dat prin Panga. Și da, vedem ce ne rezervă această zi minunată. You don't even know I exist. You got me on your dead list. Hey, you're conspiring. Girl, you are sexual and bad. And now you got this on your conscience. Because now I'm unresponsive. Gata, băieți, am găsit și scooter. Deci la doamna Vanessa, unde am fost, nu avea decât scooterele, nu are mai scumpe. Și pe lângă faptul că nu vreau să dau țabă, îmi pun scooter care oricum... În fine, deci avea scootere scumpe și nu vreau, vreau să iau o cataractă. Și acum, haideți să vă arăt ce am dobândit și vă zic imediat ce și cum. Deci, cam așa arată scooterele din asta cu... Și ca să vă imaginați... Palma mea e mult mai lată decât cauciucul. Asta e compania. Are cumpătura aici. Este un Honda Click, dacă nu mă înșel, de 125. Și aici se mai strâng frâna puțin. Se mai strâng un pic frâna, că îmi prea ține pe spate. Da, ok, acum. Altceva. Scooterul mă costă... Am plătit, de fapt. Nu știu cât mă costă. Scooterul costă 1000 de bați pe săptămână. Acum, hai să vă zic ce facem cu scooterul ăsta. O să avem 10 zile în care o să facem 150, în jur de 1500 de km. Credeți că ține scooterul ăsta? Eu nu sunt sigur. Tocmai de asta este super. Nu știu prea multe despre Chiang Mai sau zona asta de nord a țării. Doar că așa la o primă vedere pare că sunt foarte multe temple și sunt locuri aici colo turistice, dar clar mult mai ok decât sudul țării din punctul meu, adică mult mai pe gustul meu, nu mult mai ok. Mult mai pe gustul meu pentru că nu e aglomerat de turiști și e altfel, nu știu. Te simți altfel, e liniște. Foarte multe locuri din astea de meditație. Clar, din punctul meu de vedere, în afară de plajele minunate pe care le găsești în sud, nu prea... Adică nu cred că merită să vizitezi temple acolo, dacă ești fan chestii de genul. Clar, în zona de nord,
Și o să vă las imagini să vedeți. Am fost la câteva temple astăzi. E a doua zi aici în Chiang Mai. Iar n-am ieșit deloc. Azi am fost la scuterul și am ieșit să dau o tură așa să înțeleg cam despre ce e vorba. Și cam așa arată. Hai să vă arăt un pic și cum ce view ai de aici de la. Ah, e similar cu Big Buddha de la Phuket, așa zona asta. O să pun și cum se numește locația asta, că sunt foarte multe temple. Deci ești așa, Thailanda are, nu știu, în jur de 40.000 de temple, ceva de genul, deci nu ai oricum cum să vizitezi pe toate, dar și nici eu n-am cum să știu care e cel mai frumoasă sau care e cel mai frumoasă. Burger bun. Și după vederea, după ce am verificat Google un pic, am găsit locul ăsta. Greu am găsit, hai să vă arăt și de ce. E cumva drum pe acolo, din ăsta național, intri, după care faci stânga pe o potecă și intri pe aleea asta pe aici. Aici am lăsat scuterul. Vikings Jungle se numește. Și cam așa arată. Sincer, îmi place cum arată aici. E ciudat că nu e bine, e departe. Cam așa se presupune că arăta burgerii. Nu știu, am găsit că pare că ar avea burger foarte bun. Vedem. Și cam așa arată burgerul. Sincer, e mai mare decât mi-am imaginat. Muștar, ketchup, sos de chili. Dar oricum, nu știu dacă e nevoie, că pare mult sos de cașcaval. Nu cred că e cazul să vă mai zic cum a fost burgerul. Atât a rămas. S-a lăsat noaptea, cam așa arată locul ăsta. Mă duc și eu acasă că e târziu. Bună dimineața! Și cum pentru că... Turul Francis, salut băieții mei! Și pentru că nici o zi nu poate să fie fără nebunii, mi s-a rupt suportul de la telefon, în mers cu telefonul pe el, dar, vă dau și de aici o poză cum arată, dar, norocul meu a fost că era telefonul conectat cu cablu la bateria externă și era în ghiozda în jos. Și a târnat așa pe genunchiul meu și am mers cu el un pic pe lângă scooter, n-a căzut pe drum că aveam vreo 80. Deci lucky. Lucky și unlucky, nu știu, amândouă în același timp mereu. Vin la pachet astea, nu se poate. De-aia trebuie să dea niște ghostbumps din astea. Da, nu știu, astăzi e deja 11, că am pierdut să-mi iau alt suport. Nou. Am pus și niște elastice ca să nu mai vibreze ăsta când e deschis. Și nu știu, mergem într-un sat pe aici, ceva tradițional caut. Sunt mai multe în jurul Chiang Mai-ului, dar deja au devenit foarte turistice, așa că merg la unul la vreo oră și ceva de portare. Vedem dacă e interesant sau nu. Vă doresc vizionare plăcută. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. We could spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute, take a minute, take a minute to calm down. But I feel like if I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. Interesant. Vă arăt imediat cum se prezintă. E o cafenea în satul ăsta, mai e kampong.
se numește. Am parcat scuterul acolo. Și haideți să vă arăt unde îmi beau limonada. Principală și de fapt cam singura stradă care trece satul, mai sunt, dar nu sunt străzi adiacente, că nu duc nicăieri, singura stradă. Urcăm un pic sus, urcăm să luăm de la cap la coadă, hello, urcăm să luăm de la cap la coadă strada asta și să vedem ce chestii diferite găsim aici. Și aș vrea să încerc ceva mâncare diferită. Ah, și cred că am și găsit. Da, hai să iau de sus. Sunt turiști, dar sunt doar thailandezi. Nu cred că am văzut un turist străin, sunt singur. Hai să vă și arăt. Pe cum vedeți acolo? Niciun european. Aici la fel. Acolo la fel, un grup de pensionari, mă alătur și eu imediat. Misiunii. Bun, deci, mă rog, ideea e că satul se termină undeva pe acolo, după aia urci pe niște drumuri și mai sunt niște cafenele alea cu view, pe unde am fost și mai devreme. Și acum hai să vedem ce reușim să găsim diferit pe aici. Un pic senzație de Cozia sau... Mereu să venim la Cozia. Ceva de genul. Hai să vedem ce găsim pe aici diferit și ce ar putea să fie asta. Nu știu, scârnați, mie nu-mi place din asta. What's this? Pork? Meat? Pork meat? Pork and rice. Ah, pork and rice. Ok. Thank you. Și pork and rice. Din ce văd, arată super diferit asta. Hai să vedem aici. Uite chestia asta pare interesantă. Mă uit așa un pic, pare. Hello. Hello. That's egg? Egg. Egg? Give me one, please. One. Mi arată pe calculator că așa se face aici. Ți-a un calculator. Spune pe el 20 baht. Perfect. 2 lei 60. Thank you. Bun. Deci cam așa arată. Ia, cam așa arată. That's banana leaf? Banana? This one, banana? Ah, okay. Asta e coajă de banană. Să punem, cred că asta este soia, pune și... Da. That's white pepper? Yeah, pepper. Pepper. Ok. Nu trebuie ca o budincă. Nu știu dacă e doar ouul ăsta, că nu prea arată ou. That's only egg? Not milk or just egg? Yeah. Just egg, okay. Same like omelet. Same like omelet? Yeah. Ah, okay, okay. Da, mă, deci se pune în cojile astea de banane și se pune pe grătarul ăsta, uitați așa. Se fac. E ciudat că e foarte pufos așa, nu știu, e foarte... Hai să vedem. Da, mireasa ou. Băi, bun. E ca o budincă. Mișto. Cam așa arată. Bun. Hai că opresc și continuăm. Mănânc și continuăm. Doar ce m-am oprit, doamne, mâncam și m-am oprit că vor să facă poză cu mine. Hey, ok. Welcome to Thailand. Welcome to Thank you. Ah, bye. อันนี้คือถ่ายตรงนี้ใช่ไหม? ถ่ายกับเขา.
Wanna take photo with me? Oh, okay, okay. Okay, okay. Facem o poză acolo. Okay. No, do I? And photo. Tu? Okay, okay. Facem și cu. And nu? 1 2 Okay. Thank you. Nice. Nice. Show me the picture. Thank you. Oh, it's very nice. Thank you so much. Have a good day. Băi, bună e înalt. Scuze. Scuze, dar asta e aici, nu știu. Ba, eu vreau să mănânc, mă lăsați, mă. Bă. You eat look delicious. Thai say aroy. Roy? Aroy. Aroy. Yes. Aroy. Aroy. It means delicious. Delicious. Yes. Aroy. Yeah, aroy. It's aroy. Aroy. You go alone or with friends? Travel alone. Oh, travel alone. Yeah. How many days you come? You in Chiang Mai? This is my third day, and I'll stay four. Oh, much four. When you come back? I don't know. Mă însorbă, gata. Nu știu unde să arunc asta. Hai că vedem. Da, mă, funny. Lumea e foarte simpatică aici. Dar în alb tot e bună. Prăsut. Gata. Bă, a fost interesant ăla. Nu pot să zic că e cea mai bună chestie pe care am mâncat. E un nou. Interesant. Hai să vedem ce mai găsim. Ca idee, doar așa ca idee. Satul ăsta are, nu știu, în jur de vreo 100 și ceva de familii. Și sunt vreo 500 și ceva de locuitori cam pe acolo. Nu stai să vedem ce-s asta, am găsit ceva interesant aici. O să mâncă așa, ce-s asta? Nu știu, mă iau și eu. What is this? Pork? Intestine pork? Intestine pork, ok. 10 baht? 1 ia. Poate nu e cea mai bună alegere. Nu știu, oricum, am dat 10 baht, adică un leu 30 pe ea. Miroase a porc gen viu. Are miros de porc. Mamă, nu pot să mănânc. Mai bine nu miroseam. Bă, am crescut și toată lumea. Mamă, ăsta nu știu ce scârmiți. Bă, ia stai, că ăsta sună interesant. Hello, what is this? Sesame? It's sweet? Rice sesame. Rice sesame. Ah, okay. Give me one of these, please. Bă. Surprinzător, dar asta e foarte bună. Păcat de miros. Dacă e mirosul, nu e bun. Cu ala foarte ca un pic. Black sticky rice with sesame. Yeah, eat with the barbecue pork is better. Yeah, eat together. Yeah? Yeah. Yeah, they eat together. Okay. Yeah. Let's buy one then. Ok, că să le mănânc între unul. A, cred că-i tai iar sura, mă. Ce să mai dădea că e moartă? Nu-i vie chestia aia? Okay. And you to put this? What's that? Sugar? It's sweet? Da, okay. Hai să punem un pic.
Asta cred că e zahăr brun, mă, sau ceva. Ok. Și asta? That's milk or something? Nu știu ce e asta, frate. Nu știu ce e asta. Da. Put here? Yeah? Hai să vedem. Beep, beep. Ok. Thank you. Thank you. Cam așa arată și chestia asta. Nu știu ce e. Hai să ne oprim undeva pe un trotuar să mâncăm și noi prostiile astea. Să vă arăt, să vă explic un pic. Să vă explic. Ce am înțeles și eu. Ce avem așa, intestine de porc. Astea sunt intestine de porc și asta e... Da. Da, mă. Deci chestiile astea sunt intestine de porc, am arătat și mai devreme. Deci că se mănâncă împreună, adică asta. Ah, da. Dar miroase a porc a graj, să moară. Și ăsta. Am dacă pot să-l dezlipesc de aici. Chestia asta care ci că este... Am uitat. O să pun pe ecran ce e, că nu mai aduc acum aminte. Ceva susan cu sticky rice negru, lapte condensat, cred că am pus eu pe el. Sper să nu fi fost altceva care arată altceva la. Hai să vedem. Chestia asta e bună, dar am mâncat să termin, că n-are treabă, ăsta e ceva dulce. Sau mă rog, poate eu ori mâncau o combinație, dar nu văd sensul. Mi-am să aminte că intestinul poate nu e curat bine. Scuze. Poate nu e curățat bine, nu e curat bine. Ah, hai să trecem peste. Să mâncăm chestia asta. Și asta cam așa arată. Asta e una de cele mai bune chestii pe care le-am mâncat, cred. Mă rog. Nu e una de cele mai bune chestii pe care le-am mâncat, dar e o chestie bună. Deci, și locul ăsta mai e Kampong Village sau cum se numește. Merită evitat 100%. Mai zic că sunteți fani locuri din astea mai tradiționale și care nu sunt aglomerate de turiști. Hello. În special. Hello, hello! Lumea e foarte prietenoasă. Bine, în general în Thailand, dar lumea e foarte prietenoasă. Aici nu o să prea întâlniți persoane care vorbesc engleză. Ah, stați mă că mai erau niște semințe. Am văzut eu pe undeva pe aici niște semințe ciudate. That's seeds? Seed? No. How much? 20 baht. 20 baht? It's okay. Give me one. 20 de baht să mințele astea. Nu știu de ce sunt. Chiar no. Ah, ok. Tena. Ah, ok. Ah, ok. De secură. Mă, o sferbință. Mamă, sunt geniale astea. Bună, doamna, bine? One second. Semințe de... Nu știu dacă aflu, vă zic. Nu cred că... Nu cred că am unde să aflu informația. Poate să întrebă cineva care știe engleză. Ce scau pe Google? Semințe... Ce semințe să mănâncă în nordul... În statul de nordul Thailandei. Alune. Ok, acolo cârnați, astea am mai tot mâncat. Da. Ne oprim undeva jos aici. A? Să vă arăt astea, cam cum se desfac și care e treaba cu el. Cam așa arată semințele. Sunt niște semințe de, nu știu, mamă, dar sferbiți rău de tot. Deci arată așa. Nu știu de ce sunt. Se desfac. Se desfac foarte ușor, gen se sfărmițează pe așa. Mamă, dar sunt... E
ce semințe sunt astea, mă? Doamne, doamne, cât de bună pot să fie. Sincer, cred că mai mi-am să am la pachet mai multe. Foarte bună. Bine, la noi și în sânge să mințe ritul. Bă, m-au agățat iar doamnele astea. Te-am întrebat de vârstă, mă. De fapt, m-au întrebat ele. Are 52 de ani și are 40, tip în alb. 40 and 52. Yes. Da. Arată tânără. Hai să dați, you look young. Yeah. Yeah. You wanna try? Bakbo. Can I taste? Bakbo. 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 You like bakbo? Yeah. Oh, do you have Instagram? Yeah, yeah. Oh, yeah, Instagram. Give it. I'll follow you back. Marco. 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 Okay. Okay. Thank you. Enjoy your stay. Bye. I will text to you. Yeah, okay. Thank you. Bye. O să-mi scrie, mâncați și are 52 de ani. Text me, mami. A venit Tubor acum. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, my son. Bye, bye, my son. Mai bai mai stand, dar ce că scriu mâine? Da, scriem dacă e. Da, mă, funny. Lume bună. Și încă o chestie importantă de spus despre satul ăsta. Sau, mă rog, de știut în cazul în care vrei să vii aici. Dacă ești în Chiang Mai și vrei să vii aici, ia-ți un hanorac, o bluză la tine, că aici sunt cu 10 grade mai decât în Chiang Mai. Dacă bate soarele, e bine. Dar dacă nu, e răcoare. Și dacă ești și cu scuterul, e groasă. Gata. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. We could spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Testez acum baterii și cu... So these two are charging. Ah, okay. Okay, green when it's full. Mm-hmm. And if you move this here, it will be red. Hai să le testăm să nu fie țac. Ok, perfect. Deci oficial pot să vă spun că sunt cel mai descurcăreț om după YouTube-ul românesc. Vedeți ce am aici? Două baterii de GoPro și charger de GoPro. Unde? Baterie costa, după cum se poate vedea, 490 și ăsta 390, deci 490 cu 490, în fine, 1400 pe acolo, 1350. Și am zis, cine mai cumpără baterii de GoPro 7 în 2023, nu? Și zic, îți dau 1000 și le iau, pe toate. Și am zis, 1100 și am zis, 1000. 1000. 130 de lei, două baterii de GoPro. Pentru că nu puteam să mă duc la elefant și să nu-mi pun ăla pe cap așa, să-mi stai și mie aici, să vedeți acolo cum mă mermelesc cu ei în nămoale. Bun, între timp am oprit și să celebrez această victorie. Și da, terminăm această zi minunată pe culmile succesului. Iubesc. Vă iubesc și vă doresc o zi de o seară, o zi, o dimineață, o ce-o fi minunată. Nu am eu momentul ăsta, cum o simt. Vă pup. Hop in the car, watch it go wrong. Room. I told them all that I was soon, soon.